permite orice la masa Consiliului Local și automat am văzut ce s-a întâmplat și la ultima ședință ordinară, așa cum a titrat o parte a presei, în legătură cu confuzia făcută de către aparatul de specialitate al primăriei legat de transparență și consultare. S-a făcut un mare amalgam și câmpinenii trebuie să înțeleagă și reprezentanții aparatului de specialitate să fie foarte atenți și să înțeleagă faptul că transparența decizională este cu totul și cu totul altceva față de ceea ce au scris în adresa pe care consilierii locali aflați la putere au achiesat că trebuie să constituie răspuns la adresa transmisă de către prefectură. Și aici, domnii angajați ai primăriei și domnul primar și cei 10 consilieri trebuie să aibă în vedere și să-și reamintească următorul lucru. Proiectul de hotărâre privind planul urbanistic zonal este un act administrativ cu caracter normativ. Asta înseamnă că el trebuie supus transparenței decizionale, la fel ca, dacă ne aducem aminte, proiectul de hotărâre privind desființarea serviciului public piață, care este un proiect care era a fost un proiect un proiect administrativ cu caracter normativ. Ce s-a întâmplat în 2021, 2022 și 2023 când s-a solicitat desființarea pieței? Cu 30 de zile înainte de dezbaterea proiectului de hotărâre, de introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi și dezbaterea acestuia, așa spune legea. La noi, la Câmpina, legea am observat în ultima perioadă, se instigă să nu se respecte, instigatorii sunt chiar în sala de consiliu. Deci, să revenim, cu 30 de zile înainte, are obligația inițiatorul, deci primăria, există persoană desemnată, are obligația să publice anunțul. 2021, înainte de desfințare, pentru că s-a făcut proiectul cu piața, s-a publicat anunț cu 30 de zile, în 2022 s-a publicat, în 2023 s-a publicat. În situația proiectului de act normativ, cu act administrativ cu caracter normativ, care este planul urbanistic zonal, s-a făcut acest anunț doar pentru proiectul din luna, când a fost respins, în luna decembrie. Deci doar pentru acel proiect care a fost respins, ca și piața în 2021-2022. E bine, pentru mai 2023, când acest proiect a fost reintrodus pe ordinea de zi, nu s-a mai făcut această transparență decizională. Instituția prefectului pentru aceasta a venit cu adresă și a întrebat: ați făcut procedura transparenței decizionale? De aici până ajunge să dăm un răspuns și să spunem prefecturii despre dezbaterea publică, despre sutele de firme cărora le-am transmis adrese și așa mai departe, este o mare diferență. Este o hotărâre de Consiliul Local votat în 2019 care stabilește nivelul chiriilor municipiului Câmpina pentru activitățile economice în cuantum de 30 de lei pe metru pătrat pe lună, peste tot în Câmpina. Vă dau un exemplu. La barul de la Casa de Cultură, exact aceeași situație. Cine a închiriat acolo plătește conform HCL 30 de lei pe metru pătrat. Domnul Briciu plătește de 4 ori mai puțin, în jur de 6 lei pe metru pătrat plătește acolo. Am considerat că prin promovarea acestui proiect de hotărâre se va prezenta sau nu se va prezenta cineva la licitație și lucrurile vor intra normal, adică fie chiriașul să plătească conform HCL 30 de lei pe metru pătrat, fie spațiul să fie redat în administrarea Casei Tineretului să facă dumnealor cu spațiul tot ceea ce consideră ei că trebuie făcut. Mai mult decât atât, deci nu mai vorbim de faptul că domnul consilier s-a folosit de toate tertipurile posibile să rămână în spațiul respectiv și să plătească, să rămână în spațiul respectiv plătind doar cei 6 lei pe care îi plătea și până acum. Anul trecut s-a promovat un proiect de hotărâre care scotea spațiul la licitație și nu s-a prezentat nimeni, adică nici măcar dumnealui n-a considerat. Deci, practic, am putea considera că nu prezintă interes pentru dumnealui
să mai închirieze spațiu și să-și desfășoare activitatea acolo. Și cu toate acestea, după trei licitații la care nu s-a prezentat nimeni, dumnealui s-a dus la Casa Tineretului și aici este a doua ilegalitate. A încheiat un act adițional de prelungire a contractului între dumnealui și conducerea Casei Tineretului, contract care nu este trecut prin Consiliul Local, ceea ce, cu părerea noastră, face ca acel contract să fie nul. Și mai mult decât atât, în 2017, când a fost ultima hotărâre de prelungire a contractului, respectiva hotărâre scria clar că nu se mai poate prelungi încă o dată. Că nu trebuie să uităm că atât Casa Tineretului, cât și Casa de Cultură, da, sunt în subordinea Consiliului Local. De aceea erau necesare niște hotărâri de Consiliu prin care să se stabilească prelungirea sau nu a contractului odată. Iar pe de altă parte, la finalul discuției proiectului respectiv, am solicitat și este consemnat și în procesul verbal ca până la prima ședință să mi se prezinte copiile tuturor contractelor de închiriere ale societăților care desfășoară activități în Casa Tineretului, precum și valoarea chiriilor plătite de aceștia. Din această adunătură de consilieri locali care își iau apărarea în momentele dificile, ce să le spună dânșii câmpinenilor? Poate să le spună angajați chiriașilor de la primărie: dragi chiriași ai spațiilor primăriei, se poate și altfel. Acesta a fost sloganul domnului Briciu în 2020. Dragi chiriași, se poate și altfel. Cum se poate altfel? Susținând nelegalitățile, beneficiați de reduceri. Asta le transmitem chiriașilor spațiilor care sunt proprietatea primăriei? Asta le transmitem de la tribuna Consiliului Local. Ați văzut consilierul local Gicu Raț ce a putut să transmită în ședința Consiliului Local? Cum nu ați fost? Ați fost atenți, ați auzit ce a spus domnul Gicu Raț? Că s-ar crea un prejudiciu dacă s-ar pune în aplicare o hotărâre de Consiliu Local. Deci hotărârile Consiliului Local, hotărâre votată de către dânsul, dacă s-ar pune în aplicare, s-ar crea un prejudiciu. Cui? Nu municipalității, nu nouă cetățenilor. Ei s-ar crea un prejudiciu cui? Colegului domniei sale, domnul Briciu. Dragi câmpineni, consilierii locali care vă decid soarta, aceștia sunt consilierii locali care au hotărât că ar fi cazul să se facă o groapă mare în centrul municipiului Câmpina.